Iar amă, te duci și cer scuze la măgar. Moșneagul se apropie de măgar, îl începe mângâie așa și zici: of, măgărușul meu, scuze, mă, te rog frumos, te-am bătut cu bățul. Eu n-am știut că la tine, fratele tău, lucrează în poliție. Într-un sat, polițistul sector s-a gândit să facă niște lei. Sus la marginea satului și deși aștepta să treacă, dar mașini dacă nu îmblă prin sat nimeni, vede cum vine un moșneag calare pe măgar. Ajunge moșneagul în drept cu dânsul, polițistul se îndreaptă, chiepca și șuieră. De dreapta! Moșneagul trage măgarul pe dreapta, se oprește, se aproape de poliție și zice: și cu tine, măi, și mai opri. Și am încălcat. Polițistul zice: cum și ai încălcat? Regimul de viteză. Moșneagul se uită la dânsul și zice: ești nebun, ai? Cum ai să eu cu măgarul? Care regim de viteză ăsta merge 5 km pe ceas? Și cu tine? Dar polițistul zice: las, că eu am văzut departe cum bătei măgarul cu bătul. Dar măgarul, animalele, sunt frații noștri, mai mii. Chiar am uite, te duci și cer scuze la măgar. Moșneagul se apropie de măgar, îl începe a mângâie așa și zice: of, măgărușul meu, scuze, mă, te rog frumos, te-am bătut cu bătul. Eu n-am știut că la tine, fratele tău, lucrează în poliție.